Cuvântul Domnului de care ne folosim în această seară de evangelizare este scris în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14, pagina 930 în Sfintele Scripturi. Lăudăm pe Domnul dintr-o cântare în comun cu o strofă, iar apoi are loc prezentarea cuvântului Domnului. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta și lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Amin. Suntem atât de mulți aici în seara asta adunați și obișnuiesc de fiecare dată când sunt în asemenea locuri să-mi pun mie întrebări și apoi dacă ele sunt vrednice să le duc mai departe, le spun și audienții. În seara asta mă întrebam câte valoare are timpul ăsta pentru mine cât sunt aici în casa Domnului și cum îl privesc eu. Unul dintre cei mai mari hoți ai creștinismului este obișnuința sau rutina. Și noi putem foarte repede să fim furați de acest hoț, pentru că putem să venim în asemenea locuri și pentru că ne-am obișnuit aproape cu tot ce se întâmplă aici, intră ființa noastră într-un anumit mecanism. Mie mi s-a întâmplat asta. Adică poți să te rogi și nici nu știi ce faci. Dar faci un lucru bun, dar nu ești acolo cu ființă. Poți să cânți și faci un lucru fantastic. Și chiar poți să asculți o predică, dar să te întreb la final și să-mi răspunzi, da, a fost foarte frumos la biserică, dar ce s-a predicat? Nu știu, dar a fost foarte frumos. Și sigur că nici cântărețul, nici predicatorul, nici păstorul și cu atât mai puțin nici Dumnezeu nu ar fi încântat din asemenea gest din partea noastră. Dumnezeu nu are o condică în care să noteze când am fost la biserică și când am lipsit și să fie dezinteresat ce s-a întâmplat cu noi cât am fost în biserică. Și în primul rând Domnul își dorește să fim aici împreună, dar ne dorește ca să fim cu adevărat aici treji în casa Domnului și să pricepem că seara aceasta este un mare dar. Asta a fost răspunsul pe care Domnul mi l-a dat aici în pe scaun. Eu îți dau în această seară ție, Gabi Zăgrean, un mare dar și îți acord o mare favoare. Să poți să te închini înaintea mea, să poți să te rogi și eu să-mi plec urechea la rugăciunea ta, să pot să mă laud și eu să mă bucur de laudele tale și apoi, dacă eu hotărăsc în harul meu să te și folosesc spre folosul altora, tu te poți bucura de darul și de binecuvântarea aceasta. De aceea mă rog pentru fiecare inimă care sunteți aici să vă ajute Dumnezeu ca să priviți seara aceasta ca un dar special din partea lui Dumnezeu și să plecăm cu toții de aici din biserică transformați de El, atinși de El, binecuvântați de El și cu inimile noastre pline de prezența Lui. Din toată inima, Doamne, ajută-ne la asta! Cu siguranță acest pasaj din Scriptură pe care l-ați auzit, respectiv cele două versete din Matei, capitolul 7, sunt foarte convins de data asta că le știți pe de rost. Dar asta mă va ajuta foarte mult în seara asta. Și pe voi. Pentru că, până la urmă, acest pasaj din Scriptură ne sugerează o anumită problemă. Ne sugerează că noi am fi undeva într-un anumit spațiu și îl putem numi cum vrem noi, dar în spațiul acesta noi trebuie să facem o alegere. Suntem undeva într-o zonă neutră, putem să recunoaștem cum am ajuns în spațiul ăsta, dar aici deodată lucrurile puțin se complică pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine deodată cu un imperativ și spune, trebuie să faceți așa. Spuneam, nu vreau să vorbesc prea mult cum am ajuns în spațiul ăsta. Dar deodată suntem în viața noastră într-un timp, într-o vreme, în care e o mare binecuvântare că trăim, e o mare binecuvântare că avem memorie, că avem rațiune, că suntem prezenți aici. Numai că deodată Hristos spune, în viața aceasta pe care o aveți pe pământ, voi trebuie
să pricepeți că trebuie să faceți o alegere. Și deodată am ajuns la un punct important. Atunci când eu trebuie să definez viața, pot defini în foarte multe moduri. Numai că viața are o responsabilitate enormă. Enormă pentru fiecare dintre noi. De aceea, predica din această seară te va pune și mă va pune într-o situație delicată. Dacă nu știu ce să fac cu ea. Dar tot cuvântul Domnului această seară ne va pune într-o situație extrem de favorabilă, dacă știu ce să fac cu seara asta. O fetiță a mers împreună cu mama ei la o piesă de teatru de păpuș. Avea vreo 5 anișori. În timpul acesta, sigur că pentru copilași, mai ales pentru fetiță, păpușile sunt ceva rai, ceva foarte de dorit. Și tot i-a spus lui maică sa, mami, te rog să mă duci într-o zi la teatru de păpuși, ca și toți părinții nu prea avem timp, nu? Dar până la urmă au găsit un moment prielnic și s-a dus împreună cu fetița la teatru de păpuși. Foarte încântată, ziua ei bună, fericită. Și s-a dus acolo și a urmărit ce se întâmplă acolo. Păpușile alea care se mișcau, foarte interesant, ciudat, niște păpuși vii care se mișcă, vii între ghilimele. Și tot făceau tot felul de schibiții, de mișcări, stânga-ndreapta. Alergau, vorbeau, asta era și mai interesant, că vorbeau păpușile, dădeau din niște mișcări și deodată auzea niște voci, fiecare păpuș cu vocea ei diferită, pur și simplu se uita fetița buimăcită cum de păpușile astea de aici vorbesc și ale ei de acasă nu. Și în mintea ei s-a făcut un fel de așa tulburare să se gândească ce se întâmplă acolo. Cum copiii sunt foarte isteți, toți și inteligenți, totuși ea, fița de 5 ani și ceva, a tras o concluzie. Și mama a întrebat-o la sfârșit, draga mea, ți-a plăcut la teatru de păpuși? Și a zis, da, mami, foarte mult. Dar știi ce vreau să spun? Ce? Eu nu vreau să fiu păpuș. Și mama a uitat, da, de ce? Pentru că nu vreau cineva să mă tot tragă de sfor stânga-dreaptă. Eu vreau să fiu liberă, să aleg să fac ce vreau eu, să mișc când vreau eu și să vorbesc când vreau eu. Pentru că mi-am dat seama că păpușile alea nu vorbesc. Și că nu ele aleg să mișcă. Pentru că la un moment dat m-am uitat dintr-o parte și am văzut că erau niște persoane acolo în spate care tot trăgeau de sforele alea. Și m-am prins, spunea fetița. Iar eu, mami, să știi, nu vreau să fiu niciodată o marionetă și nu vreau să fiu niciodată o păpușă. Eu vreau să am voință liberă și să pot să aleg. Dragii mei, oameni buni, prieteni, frați și surori, viața este o alegere. Asta este un mare dar de la Dumnezeu și este una dintre trăsăturile fundamentale ale lui Dumnezeu, care se regăsesc în ființa umană. Atunci când Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră, una din trăsăturile chipului lui Dumnezeu în dumneata și în mine, care mă fac să semen cu Dumnezeul Celui și al Pământului, este asta, că Dumnezeu m-a lăsat și mi-a dat voință liberă să pot să aleg pe unde vreau să merg și ce vreau să fac. Pentru acest mare har pe care Dumnezeu ne l-a dat, să-i spunem din toată inima slăvit să fie El în veci. Dumnezeu nu m-a făcut o marionetă pe care El să mă tragă de sfor de dimineață până seara sau altcineva să mă sfororească de dimineață până seara, cum se întâmplă uneori, celălalt, adică diavolul. Dumnezeu te-a făcut o ființă umană independentă. El ți-a pus la dispoziție adevărurile supreme, El te învață, El îți spune cum poți să rămâi fericit și fericită, El îți dă toate informațiile necesare pentru ca să mergi pe drumul pe care El ți l-a hotărât ca să fii fericit, dar persoana care alege pe care drum să pornească, ești dumneata și sunt eu. Așa a făcut bunul Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui, de când a fost prim om în Eden și a zis, uite, te-am creat aici un spațiu extraordinar, numit Grădina Edenului. Pentru că știam că vei fi atras de ferestrele astea ale sufletului numit ochi. Pentru că eu am pus în tine privirile și simțurile toate. Și am pus în tine dorințele care sunt ceva din mine și este ceva foarte frumos. Eu îți dau foarte mult pom care toți sunt plăcuți la privit.
Și dacă tu vei avea probleme și vei dori să satisfaci privirea, eu să pun în fața ta felurite culori la pom și felurite fructe și toate astea sunt pentru tine. Pentru că eu vreau și te-am creat să fii fericită și să fii fericit. Dar eu spun, pomul acesta, tu niciodată nu te atingi de el și să nu mănânci. În rest, sunt o mulțime, poate infinită de pomi a fost acolo în Eden. Toți sunt pentru tine. Dar tu alegi ce să faci de azi. Și Dumnezeu l-a lăsat pe Adam și pe Eva să aleagă. Au ales prost. Rezultatul că suntem aici în seara aceasta este că alegerile noastre, alegerile strămoșilor noastre ne-au adus în situația în care din nou să avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească, ca Dumnezeu să se ocupe de noi și ne dea putere și înțelepciune și informație necesară de data asta să alegem bine. Spunem din toată inima, Dumnezeu, dă-ne înțelepciune. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. Așa că deodată alegerea este un mod prin care noi ne putem defini viața. Viața este o alegere. Dumnezeu ți-a dat asta. Cineva spunea, dar totuși libertatea asta de a alege este uneori ca o bombă cu ceas. De ce? Pentru că dacă eu nu sunt înțelept să știu ce să aleg, toate alegerile pe care eu și dumneata le facem, atrag după sine niște consecințe. Asta nu ne place. Alegem uneori foarte ușor, facem alegeri neînțelepte, pentru că atunci când alegem lucrul acela, ne place să alegem și să gustăm momentul ăla. Ceea ce de multe ori n-am învățat încă, că după ce am ales lucrul ăla, urmează o consecință. Care dacă alegerea a fost bună, respectiv pozitivă, și consecința va fi bună și pozitivă. Dacă alegerea a fost greșită sau proastă, consecința care va trage, va veni după aceasta și o vom lua, este că va fi negativă și rea pentru ființa umană și pentru fiecare persoană. Așa că este extrem de important ca să facem în viață alegeri corecte, alegeri pozitive, care să aducă consecințe binecuvântate în viețile noastre pe pământul acesta și mai ales consecințe în ce privește eternitatea fiecare dintre noi. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să cerceteze inimile și mințile noastre. Glorie Domnului! Uite, mergem puțin așa că nu este greu în viața noastră de zi cu zi. Atunci când noi alegem să mâncăm ceva, spunem, știi de ce vreau să mănânc eu carne de porc? Pentru că îmi place, pentru că gustul e foarte bun. Și nu e nicio problemă, până la un punct poți să faci asta. Dar la un moment dat, dacă eu continui să fac alegerea asta excesiv, mă atrag după mine o mulțime de consecințe. Noi spunem că prima dată atragem kilogramele, deși primele consecințele nu sunt kilogramele. Asta este ceva la vedere. Prima dată se întâmplă ceva periculos în noi, înăuntru nostru. Și sigur, apoi se manifestă și în felul acesta, suindu-ne pe cântar, acula tot merge înspre dreapta, niciodată nu stă pe loc și niciodată, mai ales cum ne-am întâlnit noi, spre stânga. Tot timpul ia spre dreapta. Și suntem dezamăgiți și când ne întâlnim cu el, una din scăpările noastre este, cred că cântarul ăsta este defect. Dar aproape niciodată el se poate să fie și defect, dar spre nenorocirea multora dintre noi, aproape niciodată nu este defect. Când am ales să consumăm niște alimente, ne-au plăcut, ne-am simțit bine și am zis ce contează. Sloganul etern care mișcă multe ființe umane să facă alegeri nefaste și periculoase este următorul. Trăiește-ți clipa, ce știi ce va fi mâine? Acum e masa întinsă, acum ați bucatele pe masă, acum carnea este în toi, acum ești tânăr, ești tânără, acum ești sănătos, dar înfruntă-te, aici ai de toate. Ei, mai târziu, cu scurgerea anilor, încep să apară consecințele. Apoi mergem la medic și spune medicul, tu ai o problemă. Care? Tu ai un colesterol care a trecut de, cât să zic, să ne simțim bine, a trecut de 250, hai să nu o duc mai departe. Păi ce să fac? Păi pot să mai faci ceva. Știi ceva, dumneata în analiză a ieșit cu o glicemie, cât să o pun? 200 e periculos deja. Știi ceva, un prieten al meu a fost și a spus, știi ceva, dumneata ai glicemia 180. Știi ce ai făcut? Ești aproape de diabet. Dacă nu scade în următoarele zile 3, să știi că te trimit la acolo la Bistrița, zice, și o să-ți fac un dosar și o să te hotărească că ești un diabetic. Și din păcate pentru prietenul meu, asta s-a și întâmplat. Și a spus, m-am dus acolo și mi-a zis, de azi, bun venit în rândul celor care au diabet din România, care nu sunt puțini, spuneți, sunt foarte mulți, încurajează-te, nu e singurul. Dacă sunt mulți, știți, avem curat să mergem mai departe. Deși e periculoasă gândirea asta, o să ajungem la ea în seara asta.
Și a zis, mergem înainte, nu e niciun fel de problemă, trebuie să iei medicamentele astea, dacă ești cu minte și faci alegeri corecte și îți cântărești două felii de pâine pe zi, și a zis acolo un regim care l-a făcut să vadă cenușiu în fața ochilor, și a zis, după ce ții bine de regimul ăsta, poți să scapi toată viața luând pastile, adică medicamente în fiecare zi. Dacă nu faci alegeri corecte de astăzi, ci continui să fii un om care îți dai libertate în alegerile tale în zona asta, următorul pas va fi insulina. Și apoi, dacă nici așa nu ești cu minte, apoi încet n-o să mai vezi, încet n-o să mai îți meargă rinichii bine, o să ai probleme dincolo, 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 și încet, încet o să pleci mai repede decât îți imaginezi din lumea asta. Și a zis, ba, ba nu, de astăzi sunt atent la fiecare mișcare din viața mea. Și să străduiește, Domnul să-l ajute, dar ascultați-mă. Vedeți, de multe ori, în multe zone ale vieții noastre, alegem cu o ușurătate ieșită din comun, fără să ne întrebăm ce va fi peste un an, peste doi, peste trei, peste cinci, peste zece. Pentru că alegerile noastre în zona asta alimentației, că n-am venit să predic de asta, că le știți dumneavoastră foarte bine, au consecințe în ce privește calitatea vieții noastre pe pământ și uneori și lungimea ei. Mai mă duc într-o zonă. Dumnezeu ne-a dat libertatea să ne alegem o soție și una singură și un soț. Dumnezeu a hotărât și a instituit familia și a zis, poți să-ți iei un partener de viață, de sex opus, că trebuie să specific în lumea nebună în care trăim noi asta, și poți să mergi mai departe. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, Dumnezeu vrea să te fericească, Dumnezeu vrea, a instituit familia și vrea în locul acesta să te facă fericit. Și Dumnezeu stă la dispoziția noastră să facem o alegere corectă. Dar spunem noi, da, păi nu vezi ce e, că am 1,87 m, Doamne? Nu vezi ce frumos sunt, ce frumoasă sunt, ce bine pregătită sunt, ce școle am, ce părinți am, câți bani am, ce mașină am, și mă descurc să fac alegerea asta. Și unii se pripesc și fac o alegere așa, uneori fără creier, dar în schimb alegerea lor trece prin portofer, alteori tot fără creier, alegerea lor trece prin neamul foarte mare în care intră și spune, de aici o să duc bine toată viața, că îți dai seama ce berișor și ce cumnață am și ce părinți și ce socri o avea, încât totul va fi bine, nu mai trebuie să voi avea mâinile mele ca și catifeau, niciodată nu mai lucrez, pentru că nu mai va avea rost să lucrez, pentru că ăștia au conturi în bancă, au 1,000 de firme, 1,000 de magazine, și mergi mai departe, spui, eu am ales, gata. A treia variantă negativă în alegerea asta este că aleg doar cu imaginea exterioară, cum arată tot ce n-am visat eu vreodată. Am fost un visător, dar ce am văzut, îți gata, stopit, pornesc pe drumul ăsta, fac alegerea repede, totul merge bine, nu știu câtă vreme, nici nu vreau să dau vreo durată, după ce la un moment merge bine, vin și spun, îți terminat, nu mai merge, îți gata, vin la pastor dacă sunt în zona asta, merg la părinți, la mama, la tata, îți terminat, vreau să divorțez, nu mai merge. Și când vin la pastor, ce să spună păstorii? Exact ce a spus un coleg de-a meu, că tot așa a venit o familie. Suntem prăbușiți, suntem gata, nu mai merge. Ce să fac eu? Și el s-a uitat în ochii lui și a zis, știi ceva, du-ți crucea până la capă, că tu ți-ai ales. Păi, într-o concluzie, cam asta e. Du-ți-o până la capă, că este alegerea ta. Acum e consecința alegerii tale și du-te și du-o până la capă cu stoicism și să nu te mai prind niciodată că te plângi. Du-te înainte, că asta ai vrut să alegi, asta ai primit, du mai departe ceea ce ai ales. Noi facem alegeri pentru că viața este o alegere. Dar de fiecare dată când noi facem alegere, ar trebui să ne gândim și care sunt consecințele alegerilor noastre, pe cele care le putem vedea. Acum venim acolo unde trebuie să venim în seara asta. Vedeți dumneavoastră, nu de puține ori, de sute de ori am auzit povestea asta. Domnule, predicator, eu aș alege așa cum îmi doresc să ajung în rai, în cer, la Dumnezeu. Dar știți care este problema mea? Îs atât de multe căi, îs atât de multe credințe, îs atât de multe posibilități, îs atât de multe religii. Unul mă hărțuiește dintr-o parte, când mă lasă unul mă ia altul, când mă duce unul dincolo, nu mai știu ce să fac. Capul meu, în ce privește alegerea mântuirii și a veșniciei mele și unde îmi voi petrece veșnicia, este multe ori plin, nu mai știu ce să iau. Eu vin la biserică, vă aud pe dumneavoastră predicând, după ce ies de la biserică,
dimineața sau ziua următoare îmi bate ceva la ușă și am adus o revistă, s-am adus ceva, știți, vreau să vă vorbesc despre o posibilitate de a ajunge dincolo și așa mai departe, de o împărăție, de un, știți, cerul nu-i sus, că cerul e pe pământ, că așa și mai departe, și totul îmi dă revista, îmi dă dincolo, mă duc dincolo, dacă las o oră, două în casă, îmi spune, domnule, îmbrăcați frumos, educați, civilizați, ca și dumneavoastră, și atunci mă întreb, pe cine să cred, pe dumneata de aseară sau pe dumnealui de azi? A după aceea mă duc în altă parte, vine altul și îmi spune, știi ceva, ca să poți ajungi în cer, trebuie să îndeplinești canonul ăsta, trebuie să faci asta, trebuie să înscrii în gruparea noastră, că numai așa poți ajungi în cer, că nu există așa posibilitate, că noi avem aproape 2000 de ani de când suntem pe pământ, toți ceilalți au venit de câteva sute de ani, deci dacă trebuie să pornești pe un drum, ăsta e drumul. Și îți spune, domnule, dacă mai intru și mai intru și pe internet, apoi acolo ți-ară o mulțime de posibilități. Dacă mă duc pe un anumit post de televiziune, deodată vine unul și îmi spune că nimic nu e adevărat, că de fapt totul e altfel. Și stau așa buimăcit și mă întreb, Doamne Dumnezeule, dar nu e ușor să alegi cum să ajungi în cer. Nu știu drumul, nu știu calea. Sunt atât de multe religii în lumea asta, încât nu mai știu ce să fac. Sunt atât de multe căi înspre cer, încât nu mai știu pe care să o aleg. În această seară, am venit într-o simplitate absolută să vă spun că Dumnezeu ne iubește pe toți. Amin. Sunteți bucuros că ne iubește Dumnezeu? Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Și pentru că Dumnezeu ne iubește foarte mult, a vrut să ne ajute în ce privește alegerea veșniciei noastre. Pentru că toate alegerile sunt complicate. Știți de ce sunt complicate? Pentru că sunt o mulțime de opțiuni. Și atunci când trebuie să alegi dintr-o masă, și eu mai, frații, sunt foarte bun la suflet și când mai merg așa seara după biserică, așa fac o masă de bogată și Domnul să-i binecuvânteze pentru ele. Mă uit pe masă, nu știu ce să aleg, nu știu, sunt buimăcit, ajutați-mă, spuneți care e mai bună, care e mai periculoasă și psihul gazda spune, toate sunt bune, niciuna nu e periculoasă. Toate sunt bune pentru dumneata, ai tras, ai transpirat, ia, din toate, Biblia spune, luați din tot ce e. Și când îți o mulțime de opțiuni, știți ce era bine în seara asta? Dacă făceați o singură supă, dacă era o supă, eu mâncam și plecam, și acum sunt încurcat, total încurcat ce să mănânc. Alegerile noastre devin extrem de complicate când avem multe opțiuni. Și ți-ar putea să pleci de la masă flămând, pentru că nu știi ce să iei. Ei, Dumnezeu când ne-a văzut în ce privește veșnicia noastră, că noi, în general, în viață, lucrurile se complică pentru că sunt o mulțime de opțiuni, atunci Hristos, în finalul predicii de pe munte, a venit și a spus așa. Știți ce vă rog, oameni buni? Intrați pe poarta cea strântă. Ce să vă spun acum? Glorie lui Dumnezeu în veci. Glorie Domnului în veci. A zis și ceva, intrați pe poarta cea strântă. Și primul punct din predică după introducerea asta este următorul. Dumnezeu prin Hristos și prin Scriptură a adus în prezența ta și a mea simplitatea alegerii mântuirii. Și pentru aceasta vreau să spun că de-aia am spus că mulțumim lui Dumnezeu că ne iubește. A adus simplitatea mântuirii dumitare în cel mai clar mod și nu poate să fie o simplitate mai tare. Și pentru asta vreau încă o dată să spună tot Elimul, trăiască Domnul în veci. Și cei de pe internet să spună, slăviți să fie Dumnezeu în veci. Căci atunci când mergi la pâine, nu știi ce pâine să iei. Atunci când mergi să iei iaurt, nu știi ce iaurt să iei. Când mergi să iei smântână, când mergi la piață, abar n-ai ce să alegi, pentru că sunt o mulțime de opțiuni. Dar când este vorba de mântuire, este mai simplu decât la piață, decât la magazin, decât la băcănie, decât la mall, decât la hainele care trebuie să le iei. Când este vorba de mântuire, Dumnezeu a eliminat toate încurcăturile și a lăsat o singură posibilitate. Și pentru asta spun încă o dată, trăiască Dumnezeul meu în veci. Nici măcar povestea asta nu rămâne în picioare. Că trebuie să alegi dintre două căi, nu-i drept. Trebuie să accepți o singură cale. Amin? Pentru că Iisus spunea, intrați pe poarta cea strâmtă, după ce face imperativul ăsta, spune, acum să intrați urgent, căci uite, lângă poarta cea strâmtă nu vă puteți încurca. Că lângă poarta cea strâmtă care urmează pe o cale îngustă și asta duce la viață, lângă ea este poarta cea largă și calea cea lată, dar asta duce la pierzare. Și acum dumneavoastră, cum sunteți aici în Banat, întotdeauna fruntea, și cei mai deștepți oameni, aș vrea să vă spun ceva în seara asta. Dumnezeu
ne-a dat înțelepciunea și ne-a ajutat și ne-a prezentat simplitatea, încât între viață și pierzare nu-mi pot imagina că aici în Banat și în Elim și pentru toți care ne ascultă, nu-mi pot imagina că între viață și pierzare dumneavoastră, oameni raționali, oameni inteligenți, oameni cu un intelect foarte dezvoltat, veți alege în această seară pierzarea. Nu pot să accept asta. Și eu cred că între viață și pierzare noi alegem doar calea care înseamnă viața. Și mă rog din toată inima Domnului să ne ajute la asta. A fiți pe fază în seara asta. Dumnezeu tot timpul a făcut asta. Aduceți-vă aminte în Deuteronom, capitolul 30. Domnul Dumnezeu vorbește prin Moise cu evreii. Și le spune așa. V-am pus înainte și iau martor cerul și pământul. Eu, Dumnezeu, am venit într-o zi și ți-am pus înainte evreule, Israel. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și pentru că eu te prețuiesc și te iubesc, exact ca și în textul din seara aceasta, eu, Domnul, îți spun, alege ce? Viață. Dar eu spun, Doamne, de ce să-mi sugerezi tu să aleg viață? Că dacă este vorba de viață și moarte, eu am atâta cap și am încă atât de puțină sau multă înțelepciune între viață și moarte, între binecuvântare și blestem, să aleg viața și să aleg binecuvântarea. Și totuși mulți evrei au ales moarte. Mergem mai departe. Iosua spune la un moment dat, hotărâți-vă ce vreți să faceți. Astăzi alegeți cui vreți să slujiți. Este o opțiune. Dumnezeii părinților voștri, care erau din col de râu, dumnezeii falși, străini, dumnezeii amoriților în care țară sunteți azi și ăștia falși străini, sau Dumnezeu cel adevărat care despica marea, care v-a dat viață, care a fost cu voi până astăzi. Alegeți astăzi cui vreți să vă slujiți voi. Și toți de atunci au strigat, vrem să slujim pe adevăratul Dumnezeu. Departe de noi gândul să alegem altceva, vrem să-L alegem pe Dumnezeu. Domnul să ne dea gândul bun tuturor din această seară. Glorie Domnului în veci. Glorie Domnului în veci. Mergem mai departe. Ilie, un alt om al Vechiului Testament, vine la un moment dat în fața poporului evreu care era într-o paralizie spirituală și spunea, până când vreți să școpătați de ambele picioare? Astăzi suntem în fața două opțiuni. Dincolo e Dumnezeul care se închină acești oameni, sute de proroci are aici, care se numește Baal. Dacă Baal este adevăratul Dumnezeu, mergeți după el. Dacă Dumnezeu cel adevărat este Dumnezeul lui Israel, mergeți după Dumnezeul lui Israel. Dar hotărâți-vă cât timp mai vreți să-și căpătați. Este ziua alegerii. Alegeți după cine vreți să mergeți. Și spune că atunci poporul a tăcut, n-a spus nimic. Să ne ferească Dumnezeu cineva să tacă în această seară. Și mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu și puterea Evangheliei să se atingă de toată adunarea și să spunem da lui Hristos și să spunem da lui Dumnezeu. Amin? Unde te afli în seara asta? Intrați pe poarta cea strâmtă. Și primul adevăr este simplitatea alegerii. Atunci când oamenii spun, pe ce cale să o apuc? Dar n-ai de apucat, n-ai de că dacă ar fi două căi spre cer, eu aș fi încurcat în seara asta și să predic. Dacă ar fi două căi spre rai, dacă ar fi două opțiuni spre mântuire, vă spune, pe care vreți voi una din două? Dar vă rog să auziți încă o dată. Intrați pe poarta cea strâmtă care duce și pe calea cea îngustă, pentru că ea duce la viață și vă ajută într-o contrabalanță și într-o contraimagine. Calea cea lată și pe care merg mulți, ea duce la pierdare. Eu vă ajut, vă spun care e finalul. Nu mergeți pe ea, merg mulți pe ea, dar ea, finalul va fi pierzarea și iadul. Vă rog, a spus Iisus, vă poruncesc, intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că poarta aceasta va duce la viață veșnică. Din toată inima, glorie lui Dumnezeu în veci. Glorie Domnului în veci. Mi-aduc aminte de un coleg de-al nostru, un frate slujitor, care trebuia să meargă într-un sat, să predice acolo Evanghelia, dar n-a fost niciodată și nu știa unde să meargă. Și sigur, i-a primit informații și eu mai pățesc asta, cum să ajungă la biserică, dar acum am computerul ăsta pe mașină și bag strada și dumnealui mă duce foarte bine. Și fiind la țară, s-a gândit cum, nu mai știu, a venit un moment acolo la intrare în sat în care erau dobii furcați și a zis, cum să mă descurc? Și a zis, tipul clasic, nu, de noi românii, întrebăm. Și mie mi-este foarte greu să întreb, câteodată mă duc și rătăcesc multă vreme și soția mea râde de mine și puteai să întreb din prima. Am zis, da, dar vreau eu să fiu deștept să găsesc singur, da? Și nu întotdeauna trebuie să fii deștept, câteodată trebuie să te smerești. Și când a ajuns la intrare în acest sat, la bifurcația aia, a apărut un om și a zis,
Uite, vreau să merg la biserica pocăiților, unde este? Și el spune, uite, o iei la stânga aici, merg vreo 200-300 de metri, după aia o iei la dreapta și acolo să vezi lume adunată, acolo e biserică. Spunea fratele că a avut un moment în care a simțit așa că parcă în vocea acelui care l-a îndrumat a simțit o oarecare ironie. Că a zis, băi, fac probă ca la matematică la asta prim. Și a venit următorul om. Și a zis, nu vă supărați, știți unde este biserica pocăiților? Și el a zis, o luați aici la dreapta, total opus, mergeți 400 de metri, o luați la stânga, după aia iar o luați la dreapta și acolo veți vedea că este biserică. Spunea el, domnule, dați buimăcit, că înainte cu un minut, altul mi-a zis, o iau la stânga. Dumneata, nu, domnule, și-a bătut joc de dumneavoastră. De fapt, trebuie să o luați la dreapta. A închis geamul și am stat o jumătate de minut în mașină și mă gândeam, oare care dintre cei doi își bat joc de mine acum? Încotro să o iau. Și am avut un moment în care m-am întrebat, am zis în sufletul meu, dacă aș putea să întreb drumul, adică să vorbesc cu drumul și să-mi vorbească drumul. Să întreb, drumule, cum pot să ajung la biserica pocăiților? Dacă strada asta ar putea să vorbească, spunea dumnealui, atunci deodată ea mi-ar spune, ia-o la dreapta, eu te duc la biserica pocăiților. Te-a spus el, ce păcat, că drumul ăsta n-are gură și nu poate să vorbească. Atunci mă duc după unul dintre cei doi. Știți care este surpriza plăcută în această seară? Cel care vorbește despre destinația veșniciei tale și ale mele este drumul. Și acesta este Iisus Hristos Domnul. Îl binecuvântăm pe El în Timișoara în această seară. Glorie Domnului în veci! Ascultați cuvântul Domnului. Ioan, capitolul 10, versetul 9. Ascultați cât este de simplă alegerea dumitalii. De acum, de am zis că e o seară delicată, că nu știu ce te faci cu ea și dacă nu alegi cum trebuie. Domnul îți dă informația și simplifică clar lucrurile. Ascultați ce spune aici Iisus Hristos, drumul. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit și mântuită. Repet încă o dată. Iisus a zis, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit și va fi mântuită. Va intra, va ieși dincolo și va găsi pășune. Spune el mai departe, în opoziție cu mine e altul. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun și eu îmi dau viața pentru oile mele. Din toată inima, glorie Domnului în veci! Glorie Domnului în veci! Doamne, vreau să intru în rai, pe unde să o apuc? Și spune Iisus, eu sunt ușa, nu mai există o a doua opțiune, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit și va fi mântuită. În această seară, încă o dată, proclam pe Iisus Hristos în adunarea din Elim, din Timișoara. Glorie Domnului în veci! Glorie Domnului în veci! Glorie Domnului în veci! Nu știu cât se au încurcat până în seara asta. Cineva spunea că raiul lui Dumnezeu este ca un munte. Ați auzit povestea. Împărăția lui Dumnezeu este în vârful muntelui. Pe toate laturile acestui munte, pe toate sunt căi. Spune, astea sunt toate religiile lumii. Indiferent pe care o apuci, tot acolo ajungi. Aș vrea să eliminați această înșelăciune al diavolului. În cer nu se poate ajunge decât intrând printr-o singură ușă înspre mântuire. Iar ușa asta este Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie El în veci. Mergem în Ioan, capitolul 14. Și iată drumul vorbind în seara asta. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului, versetul 6. După ce a avut o discuție cu ucenicii lui și a spus, știți unde mă duc? Mă duc în cer. Și știți și calea într-acolo. Și Toma ia cuvântul și spune, nu știm nici unde te duci, nu știm nici cum putem să știm calea într-acolo dacă nu știm unde te duci. Și Iisus i-a răspuns lui Toma, versetul 6. Iisus i-a zis, eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât, spuneți dumneavoastră, toată adunarea, decât prin mine, adică prin Iisus Hristos Domnul. Îl proclamăm pe Iisus încă o dată în adunare? Amin. Ei, din seara asta, nimeni nu va mai putea să spună, sunt încurcat,
Mă duc într-o biserică, spune una, mă duc în cealaltă, spune alta. E greșit că dacă într-una spune una și într-una alta. Mă duc dincolo, e o religie, dincolo altă religie, dincolo se inventează o altă religie. Și se vor tot inventa religii. Ascultă-mă, există o singură poartă care dă spre mântuire și spre viață veșnică. Este Iisus Hristos Domnul. Există o singură cale care merge spre Rai. Este Iisus Hristos Domnul. Există un singur adevăr pe care trebuie să-L cunoști și să crezi. Este Sfânta Scriptură și este tot Iisus Hristos Domnul. Și există un singur drum spre viață și aceasta este tot Iisus Hristos Domnul. Din toată inima, glorie Domnului! Din toată inima, glorie Domnului! Mergem în Faptele Apostolului, capitolul 14, unde Petru predic 4, pardon, în Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 12, în care Apostolul Petru, împreună cu cenicii, predică Evanghelia și îl predică pe Iisus Hristos. Mulți oameni cred în El. Au un succes extraordinar. Oamenii care au avut multe căi și multe posibilități de a merge înspre Dumnezeu, aud despre calea care este Iisus Hristos, mii de oameni se predau, 3.000, 2.000, 5.000 de oameni, deodată se adună un popor imens, care recunosc în Hristos care a stat pe cruce, drumul înspre cer, unicul drum spre cer, cred în El, capătă iertarea păcatelor, se pocăiesc și se mântuiesc. Domnul să mai mântuiască suflete și în seara aceasta. Și în timp ce se provoacă succesul ăsta extraordinar, dumnealor care erau împotrivă și în spate diavolul, au spus, noi trebuie să eliminăm o singură persoană din ecuația asta. Și s-au uitat la ei și au zis, bă, ăștia predică cu îndrăzneală, e ciudat, pentru că nu au prea multă școală, nu sunt cărturari, dar totuși văd o îndrăzneală extraordinar, se produc semne și minuni în mijlocul lor și totuși am analizat cuvântările lor. Și am văzut dincolo de toate aspectele, că nu sunt cărturari, că nu sunt elevați, că au foarte multe lipsuri în zona asta, totuși am văzut că taina lor, secretul lor, insistența cu care ei predică întotdeauna, este de fapt un nume. Și numele ăsta este Iisus Hristos Domn. Și spune, noi nu avem ce să facem, noi putem închide. S-a produs o mișcare foarte puternică, a fost vindecat un paralitic, norodul îi aclamă, le place. Ce am putea să facem noi? Să le oprim succesul și să nu mai meargă oameni după ei. Atunci s-au întâlnit cu ei așa la o masă rotundă, zic eu rotundă acum, și a zis, vrem să vorbim cu voi. Ce? Petru, ucenicii acolo, Petru era reprezentantul și a zis... Versetul 18, versetul 17. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe, adică să nu devină mai populară, în norod, a spus și ei, înainte să-i întâlnească, să-i amenințăm și să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acest. Vrem să eliminăm un singur aspect din toată predica lor. Ce? Numele acesta. Dăm la o parte numele acesta și dacă noi reușim să dăm la o parte numele acesta, i-au avut dreptate, că era diavolul în spate, care i-a învățat. Dacă noi dăm la o parte numele acesta, rămâne o grupare nouă, o religie nouă, o practică nouă, o tradiție nouă, în plus de ce avem noi, și va merge lumea mai departe fără nicio problemă. Dar trebuie să dăm la o parte numele acesta, ca să nu se mai lățească vestea care este dusă despre numele acesta. Să dăm la o parte numele. Îi cheamă. Și după ce i-a chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu nici un chip. Atenți! Să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, fiecare pe rând sau deodată, judecați voi singuri dacă este drept înainte Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece. Dar ei au continuat să proclame și să propovădească un singur nume. Care e numele? Să spuneți dumneavoastră. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în elim în seara asta. Binecuvântat să fie Domnul în elim în seara aceasta. Avem o mulțime de opțiuni să vorbim despre stele, despre nori, despre flori, despre frunze, despre ce inteligenți suntem, despre cât de mulți suntem, decât să putem să vorbim, să uimim lumea. Dar ascultați, eu personal n-am venit să uimesc lumea în această seară. Am venit să proclam un drum spre Dumnezeu, un drum spre mântuirea ta și mântuirea mea, un drum spre veșnicie, un drum spre rai, pe care dumneavoastră să-l poți alege într-o simplitate absolută. Și drumul acesta și adevărul acesta și credința aceasta și calea aceasta și ușa aceasta și posibilitatea aceasta este una singură. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul în adunare, binecuvântat să fie Domnul în elim. Și Petru continuă să spună, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer. Fiți foarte atenți, că noi știm versete pe 12, dar nu privim cu toată atenția la ele. Că nu este sub cer
nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Repet încă o dată, nu este sub cer un alt nume dat pentru dumneata și pentru mine ca să fim mântuiți decât un singur nume. Să repetăm încă o dată care e numele ăsta. Iisus Hristos Domnul. Iisus Hristos Domnul, aleluia. Iisus Hristos Domnul, aleluia. Așa că deodată dumneata care ai auzit și vei mai auzi, eu sunt ușa, noi suntem ușa, noi suntem adevărul, noi suntem calea, noi suntem biserica, noi suntem posibilitatea de a merge în cer, reprezentanții noștri, preoții noștri, păstorii noștri, ierarhii noștri, sfinții noștri, ei sunt calea înspre cer. Ascultați-mă, toate astea sunt povești. Eu nu sunt o ușă, nici fratele Moț, nici fratele Paveri și Ribi Știpei, care este președintele cultului, nu este dumnealui ușa. Nici alți preoți nu sunt ușa. Nici papa care este la Roma nu este ușa. Nici șeful de la Constantinopol nu este ușa. Nici liderii care au murit și care sunt în viață, musulmani și de orice religie a fi. Nimeni nu este ușa. De aceea tu nu trebuie să fii încurcat, dumneata nu trebuie să fii încurcată în seara asta. Că cine mă aduce pe mâine în cer? Mă va duce preotul, mă va duce păstorul, mă va duce predicatorul, mă va duce religia mea, mă va duce elimul, mă va duce gruparea mea, mă va duce clădirea asta, mă va duce canonul ăsta, mă va duce donația asta. Cine mă va duce pe mine în cer? Cine vă va mântui pe mine? Cine vă va salva de păcate? Spun această seară, cel care te mântuiește și te iartă de păcate, te duce în cer, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuită și mântuit decât unul singur, Iisus Hristos Domnul. Glorie lui în veci. Mergem mai departe și vă aduc un pasaj din Scriptură foarte cunoscut, dar foarte frumos. 1 Timotei, capitolul 2. Apostolul Pavel face apel și spune: vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru cei înălțați în dregătorii, ca să putem să ducem astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Atenție! Spunea Pavel, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește. Ce voiește Domnul seara asta? Să ne impresioneze? Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, glorie lui în veci, și dumneata și eu, și să vină la cunoștința adevărului. La care adevăr? La adevărul meu, nu. La adevărul dumneavoastră, nu. Toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și este explicat în Scriptură la care adevăr. Pentru că noi am spune, sunt două adevăruri, sunt adevărul. Când noi discutăm de Dumnezeu, de cer, dumneata cu ești adevărul dumitale, eu cu a meu. Fiecare cu ale noastre, să nu ne certăm. Știu că niciodată nu trebuie să ne certăm. Numai trebuie să vă aduc aminte că nu sunt două adevăruri. Că este un singur adevăr. Și Dumnezeu vrea să ne aducă pe toți oamenii la cunoștința acelui unic adevăr. Și Domnul să ne ajute și în seara aceasta să venim la cunoștința unicului adevăr. Care adevăr? Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, glorie Domnului, faptul acesta trebuia adevărit la vremea lui. Și Pavel spunea, și propovăduitorul și apostolul lui am fost făcut eu. În această seară, eu și alți predicatori care vin seri la rând aici, nu vin decât așa, să adeverească acest adevăr și să proclamăm acest adevăr, că între Dumnezeu și om este un singur mijlocitor, unul singur, și acesta este Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos, care s-a dat viața pentru toți, ca să ne răscumpere pe toți de păcat, să ne mântuiască pe toți, și vreau încă o dată să-L proclam în elim, în adunare, în această seară. Din toată inima, glorie lui Iisus în veci! Glorie lui Iisus în veci! Glorie lui Iisus în veci! Dacă ai pe masă numai o prăjitură, îți spune, mănâncă prăjitura asta și vei ajunge în cer. Și lângă aia este o mizerie urâtă, mirositoare, acolo pe masă. Pe care o alegi? Există o singură posibilitate dulce. De la viață înspre viață. O singură mireasmă. De la viață din cer, care trece prin tine și prin mine și ne duce la viață. Și acesta este Iisus Hristos și mântuirea Lui. Trăiască Domnul în veci. Intrați pe poarta cea strâmtă. Călcați pe calea cea îngustă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare. Și dacă duce la pierzare, ar trebui să nu fie nimeni pe ea. Și totuși pe ea sunt mulți. De aceea avem un har fantastic în această seară. Știți care este harul? Iisus vorbise în versetele de ea. Puțini sunt cei care află adevărul.
Cei puțini sunt cei care cred adevărul. Și puțini sunt cei care intră pe poarta cea strâmtă. În această seară Dumnezeu ți-a dat harul să afli adevărul, Dumnezeu îți va da harul să crezi adevărul, Dumnezeu să ne dea harul să pășim în adevăr și să intrăm pe poartă să fim mântuiți acum și aici în această seară. Din toată inima, gloriei lui Dumnezeu în veci. Slăvit să fie Iisus! Slăvit să fie Domnul! Știți de ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu îmi spune în inima mea că nu mai poate fi nicio persoană încurcată în seara asta și o-s fericit. Că au mai venit și pe la mine oameni și a zis: Domnul Zăgream, vă știm cine sunteți, da? Am venit să vă propovăduim și noi. Și eu zic da, pentru că nu pot să refuz pe oameni așa deodată. Și am zis: ce vreți? Și pentru că ei mă știau, începeau discuția cu mine. Și nu, și noi, și noi credem în Iisus, și noi suntem cu Iisus. Și până la proba contrară, ei aveau dreptate. Și eu îi întrebam de fiecare dată, de fiecare dată fac asta. Bine, mergem cu Iisus înainte. Dacă mergem cu Iisus înainte, e grozav, stăm 10 ore de vorbă. Dar am zis: vă rog să mă anunțați când vreți să mă deviați de la Iisus. Deci când mă deviați de la Iisus, să știți că discuția asta se încheie. Cât credeți că rezistați să vorbim despre Iisus și după aia o luați înspre altă direcție? Cât? Și îi spunea: a, păi dumneavoastră prea, ne luați prea tare. Am zis: nu vă iau prea tare. Eu știu că este o singură cale înspre rai, înspre cer, și este o singură posibilitate de mântuire. Și toată posibilitatea asta este în Iisus Hristos Domnul. Dacă dumneavoastră după o jumătate de oră mă deviați în altă direcție, n-are rost să vorbim. N-are rost să ne pierdem o jumătate de oră, numai că mă lăsați pe mine să vă vorbesc o oră despre o singură cale și o să vă fac capul calendar. Că o să vă propăduiesc continuare până la epuizare un singur nume, o singură cale, o singură ușă, un singur păstor, un singur adevăr, o singură veșnicie, un singur botez și toate aparțin și sunt în Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin. Că eu în toate orele astea nu o să predic religia mea, nu o să mă predic pe nimeni, nu o să predic pe nevastă mea, nu o să predic pe păstorul meu, nu o să predic pe bun și răi din biserică, o să predic un singur nume și numele ăsta este Iisus Hristos Domnul. Aleluia! Dacă eu mă rog cu dumneata aici, o să mă rog prin credință într-un singur nume, Iisus Hristos Domnul. Dacă eu mă plec pe genunchi, o să mă plec într-un singur nume, în Iisus Hristos Domnul. Eu nu cred în forma plecării pe genunchi, cred în Cel care mă plec înaintea Lui pe genunchi. Și acesta este Fiul lui Dumnezeu, aleluia! Nu mă mântuie forma că stau în picioare, că mă plec jos. Nu mă mântuie forma că ridic mâini sau le las jos. Ceea ce mă mântuie pe mine este numele în care eu mă închin, în care mă plec. Și acest nume spune Biblia că trebuie să plece cei din cerul, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu un singur lucru care, căci Iisus Hristos este Domnul. Trăiască Domnul în Elim, trăiască Domnul în adunare, aleluia! Într-o lume în care oamenii sunt ridicați, în care liderii religioși sunt savurați și se prăbușesc cu oamenii la picioarele Lui, Cel care merită îndălțare aici în adunare este Iisus Hristos Domnul. Amin. În vara aceasta am fost împreună cu cei de la Misiunea Speranță în turneu prin România și la un moment dat am ajuns și într-o localitate, am fost mai multe, am ajuns într-o localitate în Oltenia, cred că e municipiul, nu sunt convins, Filiaș. Și am ajuns acolo, sigur, puțin cu anumite rezerve, pentru că în zona asta Olteniei se întâmplă foarte multe lucruri și oamenii sunt respingători la ce privește Evanghelia Domnului și s-a cântat și apoi am predicat. Am predicat aceeași Evanghelie, adică în esență l-am prezentat pe Iisus Hristos ca singur mântuitor și am prezentat adevărul despre veșnicia lui Dumnezeu, scris în Scriptură. Duhul lui Dumnezeu, care a fost și este peste noi în seara aceasta, a fost și acolo la Filiaș, glorie Domnului. Au fost mii de oameni acolo, poate au fost în jur de 10.000 de oameni, dar ce s-a întâmplat? Atunci când am făcut chemare la mântuire, dați-mi voie să vă spun că au venit sute de oameni care au îngenunchiat acolo pe terenul acela de fotbal în iarbă. Nu înaintea mea, înaintea celui pe care l-am proclamat, adică înaintea lui Iisus Hristos Domnul. Am mers împreună cu ceilalți slujitori să ne rugăm pentru acești oameni, să întrebăm la ureche pentru ce ar vrea ei să ne rugăm să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Ei, am avut surpriza, datorită unei culturi în România și unei credințe și a unui crez în România, căci atunci când am trecut printre oamenii ăștia, ascultați-mă, au sărit și m-au prins de picioare. Când am vrut să merg deodată, am zis că nu mai pot să merg. M-au prins cu ambele mâini și ciudat am simțit că unul dintre ei au sărit să-mi sărute papuci. Alții m-au prins de mâini să-mi sărute mâinile. Ei, vă dați seama că eu sunt o fire destul de sportivă. Ei, în câteva secunde eu m-am zbunghit-o, cum zice Ion Creangă, dintre ei și am fugit de acolo. Și am zis: oameni buni, puțin, să ne lămurim.
Cred că aveți o încurcătură. Nu, domnul părinte, păi să știți, păi dumneavoastră ați predicat, sunteți trimiți lui Dumnezeu, așa ceva, eu n-am mai auzit. Atenți! Eu sunt un muritor de rând ca voi. Pe mine m-a mântuit Iisus Hristos exact cum vă mântuie pe voi astăzi. Pe mine m-a iertat Iisus Hristos de păcate cum v-a iertat pe voi astăzi și în fiecare zi mă ține harul lui și brațul lui și bunătatea lui. Eu am venit ca un rob netrenit să vă vorbesc despre acest Domn, despre acest Hristos, cel care merită să îi dați îmbrățișare. Îmbrățișați iarba de pe câmp, că e a lui, sărutați pământul, că e a lui. Dar nu vă atingeți de picioare și de mâinile mele, că eu sunt un om ca și voi. Cel care merită să-l înălțați, să-i mulțumiți, că el v-a atins și v-a mântuit și a stat pe cruce pentru voi, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorie Domnului în veci! Rugați-vă lui, laudați-l pe el, sărutați-l pe el, încântați-l pe el, dați-i lui toată slava, cinstea și onoarea, că el o merită, aleluia! Amin? Amin? Nu-i puteam eu încurca atunci? Ai, Domnul care are, și Gabi Zăgran că ne-a predicat, el e premergătorul, înaintașul nostru înspre cer, nu? Cel care este înaintarea înspre cer, cel care a deschis poarta și calea, este unul singur, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele Lui în veci, amin? Ei și în timpul bisericii primare a fost tendințele astea. Oamenii predicau Evanghelia, oamenii erau mișcați de predici, de cuvânt, de minuni, de semne, de prezența lui Dumnezeu. Și la un moment dat o parte a zis, atât de mult ne place de Petru, de Chifa, încât noi ne-am hotărât să mergem în spatele lui. Cred că ăsta va fi vârful care ne va duce în cer. Și noi după el. Alții au zis, nu ne place de Petru, ne place de Apollo. Cred că ăsta va fi ușa și posibilitatea noastră să ajungem în rai, în cer. Alții au zis, nu ne place de Pavel, că e mai filozof, mai adânc, mai are alt limbaj, studiază mult și a studiat mult. Mergem în spatele lui și deodată s-au făcut trei grupări. Imaginați-vă ceilalți oameni care se uitau. Bă, care-i drumul spre cer? Și câțiva ziceau, bă, cred că Petru-i drumul. El-i soluție. Bui măciți. Care cred că e Apollo? Bă, cred că e Pavel. După ce s-o luăm? Când a auzit Pavel lucrul ăsta, s-a ridicat în mijlocul acestor oameni și a zis, eu vă întreb. Petru a fost răstignit pentru voi și a murit pe voi, pentru voi pe cruce? Toți? Nu. Apollo și-a dat viața pentru voi pe cruce și pentru păcatele voastre, îi văd parcă pe toți, ca și niște copii. Eu, Pavel, am mai rămas eu acum, din ecuația asta. Eu, Pavel, mi-am dat viața și am murit pentru voi pe cruce ca să vă pot duce în cer, în rai. Și toți, era mai jenă că era de fapt. S-a supărat Pavel, nu? Dar adevărul e că nu el. Nu, nu, nu. Atunci știți ceva? De acum nu vreau să știu între voi pe altcineva decât pe Iisus Hristos și pe el răstignit. Binecuvântat să fie Domnul. Nu vreau să propovăduim între voi altceva decât un singur subiect de predică. Să propovăduim crucea lui Hristos. Pentru oameni este o nebunie, dar pentru noi este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Din toată inima, trăiască Domnul Iisus Hristos în elim. Aleluia! Trăiască Domnul în elim. În această seară n-ai de ales între două căi. Că ar fi greu, ar fi foarte greu. Ai de acceptat și de ales o singură cale și aceasta este Iisus. Ai de ales de intrat pe o singură poartă și aceasta este Iisus și de mers pe o singură cale și de crezut într-un singur adevăr și adevărul acesta și calea aceasta și crezul acesta și ușa aceasta este o singură persoană. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorie Lui în veci, amin. Glorie Lui în veci, amin. Din seara asta, stimatule prieten, mitul din România. Doamne, aș ajunge în cer, dar nu știu pe care s-o apuc. S-o destrămat. O dispărut pentru totdeauna. Dumneata nu mai ai două posibilități. Din perspectiva lui Dumnezeu, ai o singură posibilitate de a merge în cer și de a merge în cer. Să fiți triști că Domnul Iisus Hristos, Tata din cer prin Hristos, a eliminat toate căile legii a efortului personal, a dat la o parte și a lăsat o singură cale, să fim supărați în această seară, să fim nervoși, nu ia Domnul 100 de căi să ne încurce, să fim supărați pe Biblie, să credem în tot felul de tradiții de basme omenești ca să ajungem în cer, să fim nesiguri, când Iisus le-a eliminat pe toate și a zis, vă las un singur drum să nu vă rătăciți niciodată. Drumul ăsta aduce exact în cer la mine și vă aștept cu brațele deschise, glorie Domnului în veci, glorie Domnului în veci. Că și păstorul nostru, dacă era o singură stradă și la capătul ei era biserica pocăiților, nu întreba pe nimeni, unde s-o iau? Mergea pe strada asta înainte, că i-a spus păstorul, bă, biserica noastră e în capătul străzii, că numai o stradă e la noi în sat. Te intri pe ea, pe principală și te duci înainte și dai cu capul în biserică.
și intri împreună cu frații. Asta e singura. Oh, păi atunci nu mai întreb pe nimeni, pentru că mă duc pe ea și ajung exact acolo. Iisus Hristos a făcut un genul acesta. În satul minții tale a trasat o singură stradă principală și a zis, calcă pe ea, intră pe ea și vei ajunge într-un singur loc, fără nicio frică. Adică în Raiul lui Dumnezeu, din toată inima, glorie Domnului. Din toată inima, glorie Domnului, aleluia. Din toată inima, glorie Domnului, aleluia. Problema pe care Iisus a enunțat-o, a zis, uite, calea asta duce la viața, aia la tot la pierdare. Fii înțelept, nu te duci în cap. Nu? Cum spuneam cuiva, dacă mă duc în spital la un om bolnav, zic, uite, am o pastilă aici care te face sănătos azi, dam una aici care te omoară peste 5 minute, pe care vrei să-ți o dau? Nu? Dar nici nu fac genul. Știi, le am în mâini și le pun așa. Dar le pun la spate cum ne jucam noi și le pun așa. Bă, dacă o nimerești, dacă e șansa ta să nimerești aia cu viața, te vindești, dacă nu, peste 5 minute te-ai dus. E Hristos și Dumnezeu n-a venit cu noi să ne pună așa la probe, să ne... Bă, dacă eu avea noroc să ajung în rai, o ajunge. Dacă asta mi-e sortim, e să ajung, o ajunge. Dumnezeu nu face gesturi astea. Dumnezeu spune înainte viața și moarte, binecuvântarea și blestemul. Hristos îți spune calea vieții și calea pierzării, ți-o explică până la epuizare, ca și mine în seara asta, chiar dacă am un subiect atât de simplu, până la epuizare și spune în final, alege viața ca să trăiești, intră pe poarta cea strâmtă ca să ajungi la viață, elimină pierzarea, asta e moarte, asta e pierzare, asta e iadul, asta e dezastru tău, asta e nefericirea ta, dar eu am venit să-ți aduc viața și fericirea, alege viața, nu te oblig, că îți las voința liberă, dar intră pe poartă și mă rog din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze cu înțelepciune. Parcă vă bolnavul ăla că-mi sare în mână și dă pastila cu viața, nu încurc cumva. Și o bea și spune peste câteva minute sunt sănătos, a pătruns viața în mine. Ei, viața este aici în seara aceasta, este Iisus Hristos Domnul. Nu e o pastilă, pentru că nu-L poate cuprinde cerul și pământul. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El ține în mâna Lui sufletul la tot ce trăiește. El ține în mâna adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. El a făcut marea și mâinile Lui au întocmit uscatul. El este în locașul Lui și în locașul Lui totul strigă slavă. Glorie Lui în veci! El face cerbai ca să nască. El călătorește pe aripi de vânturi și își face slujitor din flăcări de foc. El este Dumnezeu care te-a ținut pe tine până în viață, în viață în seara aceasta. El ți-a dat șansa să fii în preajma Evangheliei. El a venit să-ți explice Evanghelia. Numele Lui este Domnul Iisus. Numele Lui este Domnul Iisus. Îl vrei în seara asta? Un al doilea lucru care vreau să-ți-l spun în seara asta. Știu, cu asemenea Evanghelie nu prea e populară, știu asta. Eu am venit să predic, nu Evanghelii populare, am venit să predic adevărul lui Hristos. Și spuneți cu toată inima, amin, Doamne ajută-ne. Un al doilea lucru esențial, foarte simplu și ăsta, este că trebuie să mai cadă un mit în România în seara asta și în Timișoara. Este mitul intrării pe poartă și pe calea asta la grămadă. Adică așa un fel de pasare și de moștenire de la unii la alții a creștinismului. Chiar cel autentic, numit Iisus Hristos Domnul despre care am predicat. Atenție, oameni buni! Când noi spunem, noi suntem creștini, noi credem, noi greșim. Atunci când vorbim de mântuire, trebuie să spun, eu cred, eu sunt mântuit, eu mă duc în cer. Sunteți de acord cu mine? Pentru că problema mântuirii este o chestiune personală a fiecăruia dintre noi. Și acum suntem aici în Elim și toate generațiile, cele tine, cele mijlocii și cele în vârstă, trebuie să ne analizăm în virtutea acestui adevăr. Vedeți câteodată când mergem să intrăm undeva într-un magazin, într-o instituție, la metrou sau în alte momente, este o cruce acolo. Tot timpul mă gândesc la crucea asta și mi-aduc aminte de Biblie, că predicatorii tot ce văd de multe ori asimilează să gândesc, bă, ce se potrivește asta cu un text din Scriptură. Și când vrei să intri acolo, ai o fiță, o bagi, sau mai în ultimii ani o cartelă, treci cartela aia și te bagi în bara aia, care înainte să pui cartela e fixă. Poți să te împingi în ea că nu se mișcă. Când ai pus cartela și senzorul acolo, deodată ea se deschide. Dar se deschide doar pentru persoană. Când vine următoarea, iar se blochează. Așa că deodată nu ai decât o posibilitate să intri tu singur și dacă ai cartela. În această seară, cartela noastră. Senzorul prin care noi putem să intrăm în cer este Iisus Hristos, Domnul și sângele Lui. Amin. Dar nu putem intra pe o cartelă mai mulți dintr-o familie. Să fie foarte clar asta. Dacă dumneata ești mântuit în seara asta și soțul nu e mântuit, el nu va intra prin dumneata în cer.
și va merge în pierzare și în iadul de foc. Dacă dumneata, tata și mama, sunteți mântuiți și pe rând ați intrat în mântuirea lui Dumnezeu, copiii dumneavoastră nu intră automat în rai, pentru că dumneavoastră sunteți credincioși. Ci copiii mei și ai dumneavoastră trebuie fiecare în mod personal să treacă prin această barieră și în mod personal să creadă, ca să poată să ajungă și ei pe calea îngustă, adică înspre drumul, pe drumul spre veșnicia lui Dumnezeu. De aceea mă rog pentru fiecare care suntem aici, Dumnezeu să ne elibereze de gândirea asta la grămadă. Filozofia mulțimii, unde or fi toți, o fi și eu. Unde au crezut, dacă au crezut mama și tata, ajung și eu mântuit în cer. Departe gândost. Vorba unui coleg de-al nostru, nu tot ce se naște în garaj e și mașină. Să fim înțeleși asta. Dacă garajul e garaj, tot ce se naște în garaj devine mașină. Nu devine mașină, atenți! Mașina e mașină și garajul e garaj. Ei, de multe ori noi zicem creștinismul e garaj. Și toți care se nasc creștini deodată sunt mașini. Adică toți sunt creștini. Nu e așa. În această seară ne rugăm ca puterea Evangheliei Domnului Iisus Hristos să mântuiască în mod personal pe fiecare. Dumneata trebuie să te întâlnești cu Domnul, eu trebuie să mă întâlnesc cu Domnul, dacă a crezut și tata și mama și soțul și soția, e foarte bine. Dar dacă n-au crezut, atenți! Că la un moment dat Hristos vorbește și spune, atunci când voi veni, va veni Fiul omului. Va despărți pe unii așa cum desparte păstorul oile de capre. Oile într-o parte, caprele în altă. Păi cum că am fost amestecați? Și am crezut că toți mergem în aceeași turmă. Nu. Dacă tu n-ai fost creștin autentic, dacă n-ai fost mântuită, dacă n-ai crezut tu personal în Domnul Iisus Hristos, la un moment dat Dumnezeu va desparte turma în două. Dintr-un pat unul va fi luat și unul va fi lăsat. Păi cum dacă au fost într-un pat? Asta a fost probabil soț și soție. Au fost acolo într-un pat, au dormit împreună, au povestit împreună, au mâncat împreună, au fost acolo împreună ani de zile. Și cum se poate unul să rămână și unul să plece în cer? Cum se poate? Pentru că mântuirea este, dragii mei, o chestiune personală. În această seară, dacă soțul nu este mântuit, mă rog Domnul să ți-l mântuiască în seara asta. Dacă soția n-a venit la credință, Domnul să o mântuiască în seara aceasta. Dacă pruncii dumneavoastră nu sunt mântuiți, ne rugăm în această seară, Dumnezeu să-i mântuiască pe toți. Aleluia! Dacă părinții tăi nu sunt mântuiți, Dumnezeu să-i mântuiască în seara aceasta. Atenți! Știu că în lumea asta de jos am mai văzut anumită categorie de oameni care așa la intrări, când cel care era de pază acolo la crucele astea nu se uita, câte unul își băga copilul așa, îl băga pe lângă fustă. Îl prindea și hai, intră și tu. Îl băga așa dincolo, cu aceeași monedă și cu aceeași trecere, pe aceeași cartelă și pe aceeași preț. Și îl băga și intra. Ei, în lumea asta merge, în cer nu va merge. Cel care poartă nu este o cruce fără viață. Cel care este poarta și crucea este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu poți acolo cu mită, cu aia, hai că unul trece, doi meargă. Meargă cum o merge. Atenție, opriți-vă. Cel care ne mântuiește personal este aici între noi în seara asta. Și tu poți să obții cartela, mântuirea în dar și poți să intri în împărăția lui Dumnezeu chiar în această seară. Dumnezeu prin Duhul Sfânt să se atingă de fiecare dintre noi. Amin? Noi am trăit în comunism și avem tot felul de filozofii de genul ăsta a grămezilor. Le avem în noi. Și eu mă străduiesc din plin în anii ăștia să scap de gândirea asta. Cum circul cu avioanele și este rețeaua asta de zboruri care n-au locuri înăuntru. Că am întrebat și eu, de ce nu-s locuri? Nu înțeleg, n-am înțeles logica asta. De ce duc în avion și nu este loc? Și mi-au spus, pentru că nu se potrivesc numerele de sus din avion cu scaunele. Că dumnealor au băgat mai multe scaune în plus decât asta, printr-o modificare a avionului, ca să intre mai multe persoane, nu se mai potrivesc de aia, că nu le-ar fi greu să scrie pe bilet că ești la 16 sau la 24. De aceea intri așa mai mulți în cursurile astea și vedeți cum sunt noi românii. Deodată când vrei să intri în avion, sau oriunde, totdeauna coada e foarte groasă. Și tot timpul mă întreb, de ce e groasă? De ce nu stăm unul după altul, la rând? Nu știu. Am o singură explicație, comunismul, asta zic. Pentru că tot timpul ne frică că s-ar putea să nu apucăm să intrăm. Că s-ar putea să termine pâinea, că s-ar putea să se închidă avionul, că s-ar putea să... Deși în avion nu intră mai mulți decât locuri sunt. Dar noi tot timpul ne îngrămădim și când mai mă duc și nu mai văd că mă împing de la spate, din dincolo și mă întreb, bă, oameni buni, dar stați bă că suntem la avion aici, nu mai suntem la pâine înainte de 89 să se termine peste 5 minute. Stați că avem, stăm, mă uit dincolo la ghișeul celălalt, englezi. Domnule, ei stau încă un metru unul în fața altuia. Și spune, bă, ăla, du-te mai în față, că uite că e 2 metri. Și am zis, bă, când n-o fi și la noi, la români, 2 metri între noi. Nu știu, cred că generația asta ne vom duce și următorii, va fi 2 metri între noi. Dar în rest ne grupăm, ne împingem, avem mari probleme că spunem, domnule, e grămada și unde e grămada, dacă n-a ne ajunge, dacă nu intrăm, dacă... Și suntem tot timpul speriați și buimăciți. Apoi, pe de altă parte, filozofia asta mulțimii.
Ați auzit povestea asta, nu știu dacă am spus-o aici, dacă am spus-o, mă iertați? Că imediat după Revoluție spune că unui om i s-a făcut rău și a mers și s-a așezat exact la intrarea unui magazin pe pervazul geamului, înainte de ușă. S-a pus acolo, era foarte rău, s-a așezat, nu mai avea aer și cum nu eram fixat atunci imediat după comunism, a venit unul și a zis, bă, cred că ăsta stă la coadă. S-a pus și el lângă el, dar în picioare. A venit următorul, bă, 2, 3, 4, 4, în 10-15 minute, jumătate de oră s-a făcut o coadă lungă și groasă. Pe final, după vreo jumătate de oră, a venit un om și a întrebat, nu știi ce să dai și nu știu. Mai, nu știu ce să dai și tot s-au dus. Nu știu, dar dacă stă multă lume aici, mă gândesc că să dai ceva important, nu că e ceva valoros dacă stă atât de multă lume. Și deodată s-a făcut o coadă mare. Între timp, omul care i-a făcut rău s-a ridicat și a plecat. Și pe urmă i-a stat acolo până s-au prins că de fapt nu era nimic la magazinul ăla. Dar filozofia mulțimii a funcționat din plin. Iisus Hristos vorbește despre asemenea posibilitate de a fi înșelat. A zis, largă este poarta, lată este calea și mulți sunt cei care merg pe ea. Al treilea mit din România. Dom'le, mulțimea mă interesează. Dacă sunt mulți, e și valoare. Dacă mulți merg în direcția asta, înseamnă că e ceva bine. Ascultați-mă, s-ar putea să fii înșelat. Ei, mântuirea nu e o chestiune de grămadă. Așa că nimeni nu va putea fi înșelat niciodată. Asta este dragostea lui Dumnezeu, care vrea să fie un om convins 100%, o persoană convinsă 100%, dacă în seara aceasta ești mântuită sau nu ești mântuit. În această seară și poți să afli și din această seară, când te întrebe cineva, ești mântuit sau nu ești mântuit? Apoi nu știu, dintr-o familie de creștini, neamul meu tot a fost neam de preoți, tata-i pastor, nu asta te-am întrebat, tu ești mântuită sau nu? Apoi asta Dumnezeu știe, de ce? Eu sunt ascuns în mulțime, eu mă duc în mulțimea asta, în grămada asta de români, în care 98% sunt creștini, dacă 98% sunt creștini și eu cred că sunt. Eu te întreb, ești sau nu? Nu știu, vei ajunge în cer sau nu știu? Asta înseamnă că persoana aia nu s-a întâlnit cu Domnul. Ce să vă spun în seara asta? Haideți să stăm la coada raiului, că nu știu, toți stau și o mulțime de oameni merg înainte. Aș vrea în această seară, ca să venim în fața crucii lui Hristos, să cerem ca Domnul să ne mântuiască în mod personal. Spunem amin? Amin. Spunem amin? Amin. Domnul să ne ajute la asta. Trei. Și închei. În al treilea rând, Iisus a simplificat Evanghelia și a arătat o singură poartă, o singură cale, un singur adevăr, un singur crez, un singur botez și ne-a chemat la o singură credință. Să nu ne încurcăm. A zis simplu și dați în rai în capăt. Doi, treaba asta și decizia asta trebuie să o iei în mod personal, că nu se merge la grămadă. Trei, atunci când pornești pe calea asta, trebuie să fii pregătit să plătești un preț îndoit. Știu că Evanghelia asta nu este populară, ce o predic eu în seara asta. Că am auzit predicatori care spun, nu, că dacă te pocăiești, toate se transformă, devin roți, cad de boli, de suferință, de necazuri, de ispit, totul se transformă de dată. Eu spun tot timpul că e invers. Când te pocăiești, de atunci dai de niște necazuri noi și de prețuri noi de plătit. Dar eu zic că pentru raiul și veșnicia lui Dumnezeu se merită să plătim orice preț. Spuneți amin împreună cu mine? Spuneți amin împreună cu mine? Ei, persoanele care se hotărăsc să intre pe poarta asta și se margă pe calea asta îngustă până la capăt, trebuie să fie gata să plătească un preț. Primul preț, sau prima parte a prețului, îndoit, este că dumneata și eu trebuie să renunț la mine însumi și la tot ceea ce aparține lumii acesteia. Și să fiu gata să renunț la absolut tot și să plătesc orice preț în lepădare de lume, de principiile lumii ăștia și să pornesc și să accept prin credință principiile din lumea lui Hristos și din lumea lui Dumnezeu și din lumea Bibliei. Aici suntem, aici în această seară, nu se merge amestecate lucrurile. Adică deodată intru pe poartă că pot să mă duc cum vrei. Nu, dacă vrei să mergi cum vrei, ai greșit poarta și calea. Pentru că calea largă este largă, pentru că acolo poți să faci ture. Nu te bazi de niciun parapet, e largă, poți să învârți așa mașina pe loc și să faci tot felul de plecări, de porniri, de rateuri, stânga, dreapta, că e largă, te poți mișca liber. Dar pe poarta strântă și pe calea îngustă nu e așa. Aici sunt niște reguli clare, niște principii de trăire clare. Sigur că toate sunt în favoarea ta, dar până să pricepi asta, trebuie să accept să te lepezi de tot ce ai tu, de toate libertinismele tale și ale mele, să mă leapă de tot ce este lumea asta, cu tot ce înseamnă ea, și să fiu gata să accept pe Iisus Hristos și darul mântuirii și să intru pe poartă, să merg pe cale în condițiile Scripturii și adevărului Său. Și cei care vreți din adunare să spunem cu toată inima, amin. Să spunem cu toată inima, amin, glorie Domnului. Să fii gata să plătești orice preț.
să fii gata să le enunți la tot ce te leagă de lumea asta și să spui: cel mai drag lucru pentru mine este Hristos, mântuirea Lui și veșnicia Lui. Și Domnul să te ajute la asta. Aduceți-vă aminte. Iisus a zis: mare har are cel care află poarta și calea asta. Și într-o zi tânărul bogat a alergat după Domnul și a avut șansa și harul în viață să dea de Hristos și de drumul ăsta și de calea asta. Și Iisus l-a privit în ochi și l-a iubit. Și după o discuție scurtă cu el, în care a vorbit despre poruncile Vecului Testament, în care tânărul bogat a spus: da, astea le-am păzit din tinerețea mea. Și a zis: o singură problemă mai ai de făcut, un singur preț mai ai de plătit. Dacă tu ești gata să plătești prețul ăsta, plătește-l, după aia vino, ia-ți crucea și urmează. Și vei avea viață veșnică. A dat de poartă. A fost impresionat de poartă. A dorit să intre pe poartă. A acceptat unica soluție spre rai. Dar Domnul a spus: totul este în regulă. A venit personal, n-a venit pentru taică sau maică sau, și n-a venit cu o grămadă de oameni: hai, bagă-ne pe toți. A venit el singur. Și a îndeplinit doi pași din predică esențiale. Și Domnul a zis: un singur pas mai de făcut. Mai un lucru care lipsește și trebuie să te duci să renunți la el. Dacă tu renunți la el și apoi mă urmezi în fiecare zi, tu vei avea viață veșnică. Du-te, vinde tot ce ai, împarte la săraci, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă și vei avea viață veșnică. S-a potignit în punctul 3 din predică. A aflat de poartă, a crezut în poartă, a acceptat singura soluție a lui Dumnezeu spre veșnicie. A fost impresionat, a venit în mod personal să treacă crucea, dar când a trebuit să plătească prețul, n-a putut să vrea. Și a plecat trist de tot. Nu știu ce ai în mintea dumneitale, ce ai în viața dumneitale, ce ar trebui să lași în seara asta. Dar te rog din toată inima, Dumnezeu să te ajute și să mă ajute să lăsăm tot ce-i de lăsat. Amin? Unii zic: eu m-aș pocăi, dar nu știu dacă o să pot să țin. Tu nu trebuie să ții nimic. Tu trebuie să lași ceva în seara asta. Că după ce lași lumea și pe tine însuți te lepezi și arunci totul afară, altcineva te prinde de mână și te va ține în mâna Lui până în eternitate. Numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. Tu trebuie să te lași. Acum te ții de ceva. Unii, diavolul i-o mișo, zic: mă, nu te pocăi, că nu poți să ții. Ce să ții? Nu, acum te ții de ceva. Ca să nu fii mântuită. De ani de zile te ții ceva ca să nu fii iertat și eliberat de Domnul. Te ții. Acum trebuie să te desprinzi și acum trebuie să lași. După aceea te ia Domnul mâna Lui. Dumnezeu te ia în călăuzirea Lui și îți dă libertatea de dincolo de poartă. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Se vedea o imagine că diavolul îl ținea pe un om cu un lanț. Și spunea: vai, săracul ăsta, îl trage diavolul de lanț și îl duce în iad. Dar a fost ciudat că diavolul într-adevăr ținea de un capăt al lanțului, dar de capătul celălalt al lanțului se ținea omul. Ăsta merge în iad pentru că diavolul ține cu lanțul. Nu! E adevărat, diavolul era cu lanțul, dar cel care se ținea de lanț era omul. Și dincolo Hristos striga printr-un predicator: lasă-te de lanț, lasă-te legătura aia, lasă-te de legătura aia, lasă-te de lanțul lui că uite te târăște în iad, lasă-te, pentru că Hristos te apucă și te duce în raiul lui, lasă-te, lasă-te. Și el te tot ținea din lanț și de lanț și striga: Doamne, vreau să fiu salvat, vreau să ajung și eu în cer. Și Dumnezeu striga: lasă-te, plătește prețul, desprinde-te de lanțul acela. Nu știu de ce te ții, poate te ții de pornografie, poate te ții de sfrâu, poate te ții de lăcomie, poate te ții de invidie, poate te ții de bârfă, poate te ții de multele păcate mari sau puține pe care diavolul ți le-a cuibărit în mintea ta și în casa ta. Poate te ține tot felul de vicii. Cel care vrea să te elibereze în această seară este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este prezent în Elim în această seară, dar el te invită dacă tu vrei să te lași de lanțul ăsta. Desprinde-te de el. Iisus Hristos și puterea Lui este aici să te ajute în seara asta. Să te desprinde legăturile lăutății de lanțurile robiei și Domnul te va binecuvânta. Amin. Glorie Domnului. Ca să poți să ajungi, să intri pe poartă, să mergi pe calea îngustă, trebuie să plătești prețul renunțării la tot ce aparține lumii acestea, să te arunci în brațele lui Hristos, El te va mântui și El te va binecuvânta și va fi cu tine până în veșnicie. Amin. Prețul are încă a doua parte a latura lui. Fii pregătită și fii pregătit să suferi din pricina acestei alegeri pe care o faci în seară. Fii pregătit pentru asta și fii pregătită pentru asta. Uitați ce spunea Hristos Domnul. Ioan capitolul 16, versetul 1. V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.
au să vă dea afară din sinagogi, prima fază. Nu mai ai ce căuta cu noi. Tu nu mai ai aceeași credință, nu mai ai aceeași religie. Și tu să-i spui, religia mea e una singură, Iisus Hristos Domnul. Afară! Noi nu avem treabă cu numele sau noi avem treabă cu numele nostru. O să vă dea afară din sinagogi. 1. Ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor putea purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. V-am spus aceste lucruri pentru că atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte de ele. Aș vrea să spun tuturor care vor să se mântuiască și să intre pe poarta la care v-a chemat Iisus Hristos să meargă pe calea asta până la capăt. Când va veni ceasul, când oamenii vă vor respinge, vor spune despre voi tot felul de lucruri rele și neadevărate, vă vor da afară, din anturaj, prietenii vă vor întoarce spatele, soția nu va mai găsi în tine ceea ce a vrut până atunci. Invers, când veți plăti prețul acesta greu, aduceți-vă aminte să nu vă potigniți. Pentru că atunci dovediți că ați intrat în lumea lui Dumnezeu. Și lumea lui Dumnezeu n-are nimic din lumea asta. Iată că vine stăpânitorul lumii acestea, el n-are nimic în mine. Atunci când te mântuiești, lumea aceasta nu mai are nimic în tine. În tine este cerul și în mine este Iisus Hristos Domnul și în tine este Dumnezeu. Și în lumea asta nu mai are nimic în tine. De aceea ea te va respinge, ea te va urâ, ea te va da la moarte mai târziu sau mai devreme, dar ce contează? Cel care este Domnul nostru este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În timp ce eu predic aici în Timișoara, undeva pe planeta asta, sunt creștini care mor pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Sunt în Afganistan, sunt în țările arabe, sunt în China, ascunși de furia autorităților, pentru că ei au ales să creadă într-un nume, au ales să intre pe ușă, au ales să intre pe poartă și merg pe o cale îngustă. Și asta îi costă pe mult prețul vieții. Dar dincolo de viața asta, îi așteaptă adevărata viață, care este Iisus Hristos Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Vă aduc un singur exemplu. În orașul nostru s-a întors la Domnul un bărbat, cum spunem noi, dintr-o familie respectabilă, foarte cunoscută în Beclean. Omul acesta a hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos și într-o seară, când tinerii au cântat în biserică, fără să se facă chemare, a ieșit dintre bănci și a venit să cânte cu tineri în față. N-a mai putut. A zis, inima mea de mulți ani îl caut pe Domnul. Am ajuns la pensie și acum am dat de calea lui Dumnezeu. M-a atins Dumnezeu, după aia mărturisea că nu știe ce s-a întâmplat cu el, că o putere extraordinară și o bucurie a venit în inimă și a zis, dacă tineri ăștia la 18-19 ani cântă și laudă pe Dumnezeu cu mâinile ridicate, eu care am trăit în păcat până azi, vreau să mă duc să cânt și eu cu ei. A ieșit dintre bănci, a trecut dincolo de că eram noi păstori acasă, l-am văzut, a rămas șocat, ce vrea să facă, ne-am speriat puțin, a venit între tineri și a început să cânte cu ei, uitându-se acolo pe monitor. Cum a știut el, a început să cânte și a început să plângă. În seara aceea, Dumnezeu i-a mântuit inima și sufletul lui și a devenit un copil al lui Dumnezeu. Trăiască Domnul în veci. Glorie Domnului pentru asta. Zic că în ziua următoare, în zilele următoare, în lunile următoare de atunci, a intrat într-un conflict deschis cu familia lui. Când l-am întâlnit într-o zi pe stradă, să plimba iurea pe stradă, era tot la... Și a zis, frate Gabi, nu mai știu ce să fac. A zis că divorțează de mine, că mi-am bătut joc de 40 de ani de căsnicie, că am făcut de râs familia, că suntem de râs orașul. Și am zis, de ce? Și a zis, uite, pentru că m-am întors la Domnul. Pentru asta, pentru asta, pentru asta. Nu mai știu ce să mă fac. Dar vreau să vă spun ceva, frate Gabi. Eu nu mă las de Iisus orice s-ar întâmpla. Eu rămân lângă El până la capăt. Ajutați-mă, rugați-mă, nu mai pot să vin câteva duminici la biserică. Pentru că mi-a spus, dacă mă mai duc la biserică, o să se întâmple ceva foarte rău. Și să mă amenința că să se sinucide și așa mai departe. Am zis, să rămâne stare. Dumnezeu este puternic, Dumnezeu va lucra. Dumnezeu, să fii cu gândul la Domnul oriunde ești. Să te gândești la Iisus, să vezi pe Iisus, e mântuit și El te ne-a brațul Lui. Din toată inima, trăiască Domnul în veci. Ne rugăm pentru soția dumitale, pentru fica dumitale. Cel care te-a mântuit pe dumneata și te-a atins pe dumneata, poate să atingă și soția dumitale și fica dumitale. Și El poate mântui lumea întreagă, trăiască Domnul în veci. Trăiască Domnul în veci. Dar totuși, domnul Gabi, frate Gabi, de ce se întâmplă asta? Și am zis, de-aia se întâmplă. Că sunteți două împărății într-o aceeași casă acum. Dar până acum de ce n-a fost așa? Pentru că a fost o singură împărăție acolo. Acum ați două împărății și doi domni și nu se pot atrage reciproc, asta se resping.
Este împărăția întunericului și împărăția luminii. Este Iisus Hristos și lumea aceasta. Și n-au nimic comun cele două. Și când dumneata a intrat în împărăția lui, împărăția cealaltă a reacționat. Și atunci a zis, ce să fac? Am zis, rămâi lipit de Domnul și Dumnezeu va lucra în continuare. Dumnezeu să binecuvânteze toată biserica în seara aceasta. Dumnezeu să atingă orice inimă. Amin? Aș vrea să ne rugăm acum. Aduceți aminte de versetul 13 din seara asta. Iisus Hristos a ridicat în picioare în mijlocul mulțimii și a zis, un singur lucru vreau să vă spun. Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care au intrat și merg pe ea. Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o apă. Această seară, în Elin, Dumnezeu ne-a dat un har să aflăm despre calea care duce la viață. Ce vrei să faci dumneata? Viața este o alegere. Consecințele pentru multe alegeri le plătim pe pământos. Consecința pentru alegerea mântuirii sau nealegerea mântuirii de care am predicat în această seară va avea consecințe eterne pentru dumneata și pentru fiecare de aici. Dumnezeu ți-a dat o singură zi, este seara aceasta. Dumnezeu să lasă înțelepciune peste noi să alegem mântuirea pe care Dumnezeu ne-o dă în cadou, ca un cadou și un dar seara aceasta. Stăm ridicați toată biserica. Aș vrea să plecăm capetele, să închidem ochii în prezența lui Dumnezeu. Am venit să predic Evanghelia cu inima deschisă, după ce am făcut aproape 500 de kilometri. Simt oboseala în trupul meu, dar simt o râvnă al Domnului în duhul meu. Și în această seară cred din toată inima că Iisus Hristos este aici să mântuie vieți. Cred că Iisus Hristos te-a atins deja mintea ta. Cred că toate miturile pe care diavolul și înșelăciunile ți le-a ținut ascunse, pe care au devenit scuzele tale și a mele și a multora până astăzi, că ai fost încurcată, că ai fost încurcat, că n-ai știut pe unde să apuci. Cred că Duhul lui Dumnezeu și puterea Evangheliei le-a dărâmat pe toate. Acum suntem liberi în prezența Dumnezeului celui viu, în prezența lui Hristos care este adevărul, în prezența Duhului Sfânt care se prezentă în adunare. Și în prezența lui Dumnezeu te întreb în această seară, în timp ce nu vrem să facem un spectacol, aici suntem înaintea Domnului. Dacă sunt aici suflete, căruia Domnul le-a vorbit în seara asta și vor să intre pe poarta cea strâmtă și vor să pășească pe calea asta care dă spre rai, și dacă sunteți aici în seara aceasta, ca roba lui Dumnezeu vreau să mă rog pentru dumneata și pentru tine. Ca să mă ajuți să mă pot ruga pentru dumneata, te rog să ții una ridicată sus și pentru persoanele astea vreau să mă rog în seara asta. Dacă sunt persoane aici, vă rog să țineți ridicată mâna sus, să mă pot ruga pentru dumneavoastră, la balcon, în sală, cei care vreți să intrați pe calea mântuirii. Domnul să te binecuvânteze, slăviți să fie Domnul, slăviți să fie Iisus, slăviți să fie Domnul. Țineți mâinile sus să vă vedă Domnul, Domnul să vă binecuvânteze, slăviți să fie Domnul. La balcon, acolo în spate, dacă sunt mâini ridicate, care au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu în seara aceasta. Domnul să vă binecuvânteze. Aici în dreapta, dacă sunt oameni care vor să intre pe poarta cea strâmtă în seara aceasta, să ajungă în raiul lui Dumnezeu. Rog pentru voi seara aceasta dacă sunteți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În partea surorilor jos, dacă sunt persoane care acolo sunt în spate, mâini ridicate, Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze. Doamne, pentru viețile care n-au avut curajul să ridice, dar care în inima lor a fost atinsă de Evanghelia ta. Mântuiește, Doamne, și aceste suflete în seara aceasta. Ne închinăm, Tată, din ceruri înaintea Ta prin Iisus Hristos, Domnul, și încredințăm viețile acestor oameni în mâna Ta, Doamne. Bărbați, femei, tineri, Doamne și Domn, Doamne, te rog să mântuiești toate sufletele în numele lui Iisus, Doamne, și ne închinăm, Tată, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.